Ne bucurăm să ne reîntâlnim și la a 10-a ocazie din cadrul seriei noastre. Aș vrea să continuăm puțin ceea ce data trecută am trasat în linii generale, ce am gândit noi că ar putea să însemne o întâlnire directă, nemediată, de nimeni sau de nimic cu Isus Hristos. Sigur că da, este vorba de o altă narațiune, tot din Biblie și aceasta par venind la noi de-a lungul secolelor, dar cel puțin Biblia prezintă asemenea situații când oamenii s-au întâlnit direct cu Isus Hristos. Bun, ei nu știau cine este Hristos, îl vedeau ca un învățător, ca un vindecător, ca un profet eventual, poate unii pentru unii mesia, dar nimic mai mult. Cu toate acestea, întâlnirea cu Hristos nu era una chiar foarte normală, obișnuită, ceva era mai mult decât o întâlnire cu un simplu învățător. De aceea, întâlnirea dintre omul bogat și Isus Hristos reprezintă mai departe pentru noi o sursă de inspirație pentru a pătrunde mai adânc în dinamica acestei interacțiuni. Pentru că, până la urmă, de fapt, de ce ne interesează pe noi să abordăm aceste narațiuni din Biblie? pentru că vrem să ne vedem și noi cumva în această ipostază, în contextul nostru, bineînțeles, dar în această aceeași ipostază în a ne întâlni cu Hristos. Știu că pentru mulți seamănă, destul, adică sună ceva abstract sau ceva mistic, însă cred că Biblia prezintă o anume realitate și în momentul când intrăm în ea, doar când intrăm în acea realitate, după aceea o recunoaștem și o experimentăm. Până atunci rămân doar la acest nivel teoretic, eventual speculativ, dar sunt convins că există o asemenea experiență. Să ne întoarcem acum la tânărul, nu e tânăr, am spus data trecută, nu găsim niciun indiciu că era un tânăr bogat, era un om bogat, da? Ne întoarcem la omul bogat care în mod normal ar fi trebuit să plece acasă mulțumit, mulțumit de răspunsul lui Isus, pentru că prin răspunsul lui Isus și când spun răspunsul mă refer la primul răspuns al lui Hristos, când el îi confirmă omului bogat că răspunsul la întrebarea sa a rămas același, nu s-a schimbat între timp. De ce credem noi că omul aștepta un alt răspuns? Poate că pentru că Isus era un învățător neconvențional, poate că așa cum era perceput de mase, aducea o învățătură nouă, cu siguranță că omului bogat nu i-au scăpat aceste detalii. Isus, cum spune scriptura, îi învăța pe oameni nu cum îi învățau cărturarii și farisei. Deci era clar că din această perspectivă Isus era, era mult diferit. Și atunci, probabil că pentru omul bogat, răspunsul la întrebarea lui putea să capete alte conotații dacă l-ar fi consultat pe Isus. Și de aceea, unul din alte motive, sunt probabil că erau și alte motive, nu le cunoaștem, Biblia nu ne oferă amănunte, dar probabil că omul s-a dus la Isus și ca să vadă exact despre ce este vorba în ce privește frământarea lui. Și atunci când primește răspunsul acesta, Anume că, ca să ai viață veșnică, trebuie să păzești uh, poruncile, omul este mulțumit. În sfârșit, a căpătat validarea mult căutată. Și ar fi trebuit uh, să plece acasă uh, satisfăcut că, în sfârșit, uh, are răspunsul, același răspuns și poate să aibă conștiința păcată că merge pe calea cea dreaptă. Însă, este exact ca un. Uh, un om bolnav sau un pacient, hai să spunem așa, pacient, un pacient care știe deja diagnosticul, pentru că a fost deja consultat, poate de mai mult sau de unul, și e convins că acela este diagnosticul, dar totuși se caută o a doua opinie, sau cum se spune în lumea anglosaxonă a second opinion. Vrei să afli și pă părerea și altuia care crezi tu că poate să ori confirme, ori să infirme acel diagnostic. Și te duci la un al doilea medic sau specialist, îți spune, stai liniștit, nu e niciun fel de problemă, este același diagnostic pe care l-ai primit până la data aceasta. Și atunci pleci acasă și mai încurajat, pentru că și a doua opinie confirmă ceea ce tu deja știai sau bănuiai. Însă, insistența omului bogat l-a costat foarte mult. Pentru că n-a plecat acasă în clipa când a auzit răspunsul păzește poruncile. N-a plecat acasă când i s-a validat condiția religioasă. El a căutat mai mult. S-a vrut să vadă, de fapt, despre ce este vorba în acest răspuns. Intuia că Isus trebuie să aibă mai mult decât un simplu. Răspuns, un răspuns standard, tradițional, oficial, la întrebarea ce să fac ca să intru în viața veșnică. Însă, în momentul când, tânărul, când omul bogat insistă, Iisus Hristos îi descoperă adevăratul diagnostic. Iar adevăratul diagnostic, în momentul în care Iisus ți-l spune, nu prea mai corespunde cu ceea ce tu știai până la data aceea. Vreau să facem aici o scurtă pauză, să reflectăm asupra acestui uh, aspect din punctul meu de vedere foarte important. Isus nu -ți confirmă părerile, opiniile, prejudecățile, viziunea despre lume, despre viață, despre univers sau indiferent ce, uh, obiceiurile. Nu le confirmă. De obicei, Isus este cel care le. le, le adaugă acolo un semn al întrebării, nu le dărâmă obligatoriu, nu ți le contestă, cum nici la Betesda Iisus n-a contestat mitul oficial, dar în schimb a făcut ceva practic prin care a transmis același mesaj, că masele degeaba așteptau sub acea iluzie că apele se vor uh, mișca și ei vor fi vindecați. Adreata vindecare vine din altă parte. Isus nu neapărat că îți va demola aceste concepții sau opinii, păreri, dar va pune în dreptul lor un anumit semn de întrebare. Semn de întrebare care se poate transforma la un moment dat într-un diagnostic sau a doua opinie. Și această a doua opinie va veni din partea celui care este cu adevărat specialist la acest capitol. De aceea spun că atunci când Isus îți. Descoperă un alt diagnostic, trebuie să fii cu foarte mare băgare de seamă, pentru că Isus e serios în acea diagnoză. Iar diagnosticul îl găsim foarte bine exprimat, deși este destul de brutal în exprimare, în Apocalips 3 îl cunoaștem cu toții. Este acea evaluare pe care o face Isus îngerul din Laodicea. Așa că. Ăla este diagnosticul. Dar nu e doar diagnosticul, acolo îți oferă și tratamentul. Și aici este, de fapt, vestea bună. Evanghelia este, de fapt, tratamentul pentru acest diagnostic. Însă, ca să rămânem mai departe în, această, în aceeași metaforă medicală, Iisus pare că i-ar fi transmis acestui om bogat următoarea idee. Domnule, tumora aceasta există. Nu ți a ieșit la uh, scan. La ceilalți specialiști în ale legii sau ale cărt cărturarilor, dar tumora aceasta a păcatului există. Uh, și poate fi înlăturată complet, cu succes, fără niciun fel de problemă. Dar numai după aceea, după ce este înlăturată, vei fi cu adevărat liber. Și atunci aș vrea să uh, explorăm puțin această direcție în care încearcă Isus să îl împingă puțin pe uh, omul bogat. Și aici, de fapt, descoperim în ce constă radicalitatea uh, lui Isus Hristos, pentru că El nu încearcă să amelioreze sau să anestezieze, uh, să amortizeze, uh, de fapt, uh, realitatea uh, care nu este de de foarte, foarte uh, plăcută până la urmă, adică îți dai seama că îți vine în față cu ceva care nu-ți convine și care contravine instinctelor tale, așteptărilor și idealurilor. E ceva care nu te aștepți și te-a șocat, ca și pe Nicodim, ca pe Nicodim, ca pe acest om bogat. Diagnoza lui Isus, maniera, evaluarea sa, poate și are darul să șocheze. Dar nu face, repet, într-un mod brutal. O face într-o într manieră foarte discretă, dar nu mai puțin serioasă și uh, profundă. De fapt, ce vrea să ne spună Isus? El nu face, Isus, nu face ceea ce face religia. Adică, religia acționează cumva cu un efect anesteziant. Încearcă să atenueze aceste, mă rog, temeri, dureri, incertitudini și așa mai departe, care sunt specifice omului care nu știe încotro merge. Și aici vreau să vedem, de fapt, la ce se referă, de fapt, Isus Hristos. Isus nu l-a tratat pe omul bogat cu o pastilă de opiu. Și am să mă refer concret de ce am ales această metaforă a opiului, pentru că există o aplicație interesantă. Puteți să substituiți cu orice fel de pastilă, orice fel de drog, dacă vreți, dar Isus nu încearcă să îi anestezieze simțurile tânărului, omului bogat, încercând să-l facă să se simte mai bine decât este în realitate. Să ofere false speranțe sau așteptări, îi spun exact ca un medic responsabil, cinstit, dar cu tact, cu delicatețe, că el, omul acesta, are o problemă fundamentală. Și dacă chiar vrea o soluție, există o soluție, dar va fi una radicală. Cu alte cuvinte, Iisus îl propune pentru o intervenție chirurgicală dacă vreți, nu încearcă să îi găsească un tratament alternativ. Sigur că ne convin aceste tratamente alternative pentru că nu sunt foarte invazive, adică nu pătrund în adâncime. Ei o pastilă, ei o tinctură, ei aloe vera și ai impresia că, mă rog, după o anumită rețetă, după un anumit ritual, ar trebui să se întâmple ceva în corpul tău. Probabil că în cea mai multe cazuri e vorba de autosugestie și nimic mai mult. Nu cred că au un efect real asupra problemei de care suferi. Însă problema respectivă probabil că poate fi rezolvată chirurgical sau prin alt tratament convențional sau poate nu. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Pe planul acesta biologic nu întotdeauna există tratament care să rezolve cu succes o problemă acută, să fie foarte clar. Dar acum noi, sigur că da, suntem pe planul spiritual. Și pe planul spiritual, vestea bună este că problemele acestea pot fi rezolvate. Dumnezeu nu ne promite vindecare fizică la toți, dar Dumnezeu promite în Scriptură vindecare spirituală la toată lumea. Și, de fapt, în asta constă puterea Evangheliei. Da? De, definiția ei, în Roman, capitolul 1, este foarte precisă. Este puterea pentru mântuirea fiecăruia care crede. Asta este, de fapt, Evanghelie. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și atunci, în acest context, Isus nu apelează la alte tratamente, nu încearcă să găsească formule de a îl anestezia puțin pe acest pacient care, cu siguranță, el nu este conștient, dar el suferă în interior. Dacă n-ar fi suferit din interior, n-ar fi venit la Hristos, haideți să recunoaștem acest lucru. Nimeni nu vine la Hristos pentru că nu are ce face, pentru că este plictisit, pentru că, eu știu, caută ceva nou în viață. Vine pentru că are o problemă sau i s-a comunicat că are o problemă. Și atunci, Iisus, repet, îl, nu l tratează pe omul bogat cu o pastilă, cu un drog care să-i anestezieze durerea. Și mai degrabă îi sugerează o intervenție, o intervenție destul de radicală. Știți, data trecută, că am vorbit despre uh, acea uh, soluție. Vinde, de tot ce, vinde ce ai și de la săraci, apoi ia-ți crucea de, în fiecare zi și urmează-mă. Asta, de fapt, era soluția lui Hristos pentru omul bogat. Nu există altă soluție. Dar Biblia spune că tânărul, omul bogat, când a auzit, a mâhnit de aceste cuvinte, ceea ce am spus mai devreme, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Vreau să clarificăm un lucru aici. Sigur că avuția materială poate fi o piedică, dar nu e cea mai mare piedică. Lui Nicodim nu i s-a cerut să abandoneze niciun fel de bogăție. Poate că nu era la fel de bogat ca acest om. Dar, în general, farisei, învățătorii, o duceau destul de bine. Nu făceau parte din grupul acesta de jos, de la periferie, pauperii, marginali. Ei făceau parte din elite și, în general, elitele, inclusiv cele religioase, să știți să fie foarte clar, o duc bine și pe lumea aceasta. Sigur că îi predică binele pentru lumea viitoare, dar deocamdată se bucură cât pot de mult de binele pe lumea aceasta și nu vor ocoli nicio situație în care să-și facă acest bine să sporească, dacă nu așa în mod normal, poate chiar exponențial. Și sunt destul de mulți lideri religioși în lumea aceasta, mă refer la modul general, în creștinism, care sunt foarte, foarte bogați, mai bogați ca omul bogat din această uh, parabola, pardon, această întâmplare. Uh, așa că uh, poate fi o bogăția materială, avuția, poate să fie o piedică, fără discuție. Dar nu e doar această bogăție pe care o vizează aici, Hristos, sunt mai multe alte bogății sau valori care ne împiedică să Îl urmăm pe Hristos. Și probabil că în asta constă forța uh, durerii uh, tânărului, uh, mă rog, uh, omului bogat, omului bogat din această întâmplare. Și, uh, vedeți, uh, Marcus foarte bine su sugerează această uh, tensiune. Marcu este singurul evanghelist din cei trei care introduce în soluția radicală a lui Hristos crucea. Ceilalți vorbesc doar despre vinde ce ai și urmează-mă. Marcu introduce și crucea. Ar fi interesant să analizăm de ce Marcu introduce crucea, dar nu are rost să facem acest lucru. Cert este că pe fondul acestei soluții radicale, omul bogat are această reacție dureroasă, este măhnit de aceste cuvinte și a plecat întristat. Vedeți ce spunea la început? Putea să plece bucuros. La început, când a primit primul răspuns, când i s-a confirmat că ceea ce face el este bine, putea să plece fericit acasă, satisfăcut. Însă, pentru că a insistat. Acum este pus în ipostaza să plece acasă nefericit. Da? Și nu cred că a mai fost foarte fericit după aceea. Odată ce cunoști uh, calea, uh, intuiești perspectiva, îți dai seama încotro te îndreaptă Hristos și apoi refuzi această direcție, uh, nu mai e aceeași uh, convingere, aceeași liniște, aceeași uh, detașare. Pe care a avut-o înainte. Așa că aici trebuie să ținem cont de un anumit avertisment. Trebuie să ne facem bine socotările. Dacă insistăm să aflăm mai mult de la Hristos, e posibil să primim și alte răspunsuri care nu ne vor conveni. Probabil că unii se vor mulțumi cu primul răspuns al lui Hristos, și anume: dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Atât cât știi tu, atât cât vrei tu să faci, atât cât ești bine intenționat e foarte bine. Dumnezeu probabil că te va primi așa. Adică Iisus nu insistă. Și pentru unii Iisus cu siguranță că nu va insista. Și va lăsa în paradigma lor, în modelul lor, să urmeze așa cum au știut, cum au învățat, fără să caute mai multe răspunsuri decât au nevoie. Dar sunt cei care vor mai mult și foarte bine că vor mai mult. Dar trebuie să fie conștienți că dacă vor mai mult, vor primi mai mult. Și dacă vor primi mai mult, vor trebui să facă mai mult. Și după acest criteriu, după aceea va urma și judecata, spune Hristos. Cei care au primit mult, vor, li se vor cere mult. Cei care au primit puțin, puțin li se va cere. Mai ales noi, cei care ne considerăm din punct de vedere denominațional că am primit mai mult decât celelalte denominațiuni, trebuie să ne pune pe gânduri acest gând, dacă pot spune așa. Da. Să ne pune pe gânduri această afirmație a Mântuitorului. Am cerut mai mult. N-am fost mulțumiți cu uh, creștinismul evanghelic, n-am fost mulțumiți cu Duminica, n-am fost mulțumiți cu, cu, cu a mânca ce e pus pe masă, n-am fost mulțumiți cu a da la biserică doar așa când vrei să dai, dacă ai să dai. Și n-am fost mulțumiți cu anumite învățăturii despre starea uh, morților sau despre sanctuar sau așa departe. N-am fost mulțumiți și foarte bine că n-am fost mulțumiți. Și am primit mai mult. Întrebarea este ce am făcut cu acest mai mult. L-am pus sau nu l-am pus la schimbător? Sau a rămas îngropat? Ce am descoperit sau ce ni s-a descoperit a rămas îngropat pentru că ne-a fost teamă de consecința logică a exploatării acestui talent, a punerii la schimbător, a investiției acestui talent, acestor valori. De aceea trebuie să ne gândim foarte serios dacă vrem să mergem mai departe sau rămânem cu ce am primit. Revin la uh, tânărul acesta, uh, la omul bogat, a plecat întristat, uh, ar fi preferat o pastilă, o ar fi preferat o pastilă, un drog, în locul uh, acestei intervenții radicale uh, sugerate de, de Iisus Hristos. Um, Însă aici mi se pare mie un lucru uh, foarte interesant. Iisus Hristos era pe cruce da? și spune Scriptura că atunci când a ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea un uh, vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Deci Iisus se află pe cruce, a târnat pe cruce, durerea este insuportabilă și cineva i-a oferit această băutură. Se pare că se oferea, în general, de anumite persoane cu ocazia acestor execuții, acest amestec care avea exact acest efect anesteziant. Nu reducea pe deplin durerea răstignirii, dar mai atenua cumva din suferințe. Însă Iisus n-a a refuzat acest drog. L-a refuzat pentru că nu a vrut să fie deloc deconectat de realitate. N-a vrut să aibă simțurile alterate și atunci a, a, cum să zic, a acceptat ca să sufere de plin a, durerea aceasta răstignirii, dar cumva, cumva mintea lui să fie mai departe ancorată în realitate. Ce ne spune, de fapt, gestul lui Hristos? A refuzat drogul acesta. Și în acest context, aici putem să vedem uh, religia ca un drog care încearcă să anestezieze durerea omului chinuit și înstrăinat în lumea aceasta. Și aici ajungem la o foarte cunoscută uh, afirmație a lui Karl Marx: uh, religia este opiul maselor. Uh, afirmație care este de obicei uh, neînțeleasă. Uh, sigur, trebuie. De la început, clarificat, Marx a fost dușmanul religiei, o vedea toxică. Dar, totuși, modul în care, contextul în care face această afirmație, trebuie înțeles, pentru că el vede religia dintr-un anumit unghi. Dacă se ia așa cum se vede uh, afirmația aceasta, din start se consideră că religia este ceva foarte toxic. Nu zic că Marx n-a avut în minte lucrul acesta, pentru că opiul era și toxic printre altele. Dar nu doar acest lucru l-a avut Marx în vedere când a făcut această afirmație celebră: religia este opiul maselor. Care, de fapt, era problema? Uh, Marx a observat foarte bine o anumită realitate și nu este nimic malefic aici. De ce? A înțeles că religia vrea să-l ajute pe om. Bun. Cum să-l ajute pe om? Păi, în primul rând, nu se referea la drogul recreativ, ci mai degrabă se referea la, la, la narcoticul paliativ, adică cel care cumva îți atenuează durerea. Asta avea Mars în minte când spunea că religia este opiu. Repet, nu la drogul recreativ vezi cocaină, vezi, eu știu, marihuana și alte lucruri, sau ce mai erau pe vremea lui, să zicem, ci la opiu. Opiu, dacă vreți, în contextul nostru, cannabisul, așa, deci care are efect paliativ, adică care cumva pansează cumva o anumită problemă care există, o rană, e normal că este una interioară, Atenuează cumva durerea celui care se află într-un stadiu terminal de cancer sau oricare altă afecțiune extrem de acută. Asta a avut de fapt marx în minte. Și acum care era contextul acestei afirmații? Din punct de vedere lui Marx, omul este alienat sau înstrăinat de Sine, de celălalt și de mediul în care trăiește. El trebuie, este obligat să muncească și să trăiască în condiții mizere. Deci, acum ne gândim la teoria lui Marx în secolul XIX, în mod special, dacă vrei să contextualizăm, a muncitorului britanic, pentru că aici a scris Karl Marx Capitalul și celelalte opere ale sale în Marea Britanie și în condițiile acelui capitalism sălbatic, industrializ, industrializat, care exploata la maxim pe muncitor. Deci, revin, omul este alienat de sine, de celălalt, de mediul înconjurător. El este obligat, din cauza contextului, să muncească în condiții grele și mizere, la fel să locuiască în condiții mizere. El experimentează o durere acută. Această durere acută, spune Marx, este indusă din cauza presiunilor pe care le face capitalismul. Și atunci omul intră într-o fel de stare bolnăvicioasă din care practic nu poate să iasă. Și atunci, în acest context, pentru că realitatea este foarte dură, am spune, este prea dură și greu de suportat atunci el apelează la anumite forme de atenuare a acestei dureri. Și una din aceste forme, spune Marx, este religia. Da? Religia este, de fapt, această formă. Și acum haideți să citim afirmația lui Karl Marx în contextul original în care a făcut-o. Ce spune Karl Marx? Suferința religioasă, este în același timp expresia suferinței reale și un protest împotriva suferinței reale. Religia este suspinul creaturii oprimate, inima unei lumi fără inimă și sufletul condițiilor lipsite de suflet. Este opiul maselor. De-abia acum are sens afirmația lui Marx: religia este opiul maselor. Pentru că o descrie ca acel narcotic paliativ care îl pansează cumva pe oropsitul, pe oprimatul, care este înstrăinat, care trăiește într-o lume care nu are suflet, care nu are inima și nu vede soluția cum să iasă în acest, în acest cerc îngust și strâmt. Și atunci apelează la religie, la o realitate alternativă în care acolo îi se oferă cumva accesul la speranță, la o lume mai bună, la ceva care acum nu are acces, dar care sigur va avea acces, certitudine, direcție, sens, nu? Într-o lume care este ostilă, într-un univers care este întunecat. Și are sens în acest context atât afirmația lui Marx, cât și simțământul omului care vede în religie o supapă sau o formă prin care se poate transporta pe sine într-o altă realitate, mai bună puțin, mai ușor de suportat și cu mai multă speranță. Și atunci, asta este de fapt contextul de care spuneam. Bun, dar care este de fapt problema? pentru că este o problemă până la urmă. Da, este o problemă. Religia poate să acționeze în această direcție. Și religia îți poate oferi o deconectare de o realitate care este destul de dură, destul de crudă. Și până în ziua de astăzi mulți consideră religia ca fiind așa. Și nu putem să îi contrazicem pentru că repet, religia dorește să l ajute pe om pentru că religia îl definește pe om ca fiind în această stare alienată față de sine, de ceilalți și, contrar cu Marx, față de Dumnezeu. Acum, nici Marx n-a avut soluție. Puțin a intuit Marx că urmașii săi vor face din teoria sa o adevărată religie, una seculară, adevărată dar o religie, cu un mit al originilor, cu un mod de a te mântui din acest veac, uh, oprimat și ticălos capitalist, cu o escatologie, când, într-un final, lupta de clasă se va acutiza până în punctul în care se va desfința toate clasele sociale, și atunci uh, proletariatul va conduce uh, singur, de plin, întreaga societate, și omul se va reîntoarce iar la natură de unde a venit inițial. Și nu va mai fi exploatat de nimeni și de nimic, pentru că el va trăi în totală armonie cu sine, cu mediul și cu celălalt. Sigur că era o utopie, dar vezi, alții vă spune, dar și uh, religia este altă utopie, pentru că promite că va veni o zi în care oamenii se vor întrege unii cu alții, nu vom mai fi alienați nici față de ei, nici față de alții, nici față de Dumnezeu și vom reveni la ceea ce a fost. Sigur că da. Unii cred că este o utopie. Dar până la urmă prin credință, spune Scriptura, vom putea să accesăm această realitate și este foarte posibil dacă adevărata problemă se rezolvă nu în afara omului, cum încerca Marx uh, și celelalte ideologii uh, trecute și prezente, ci în lăuntru omului, pentru că aici a fost de fapt accentul pe care l-a pus Hristos. Problema fundamentală nu este în exterior. Vezi, cum zicea Mars, mijlocele de, de producție, exploatarea capitalistă, sistemul capitalist. Nu, problema este în interior. Pentru că, indiferent de sistemul politic sau economic, dacă omul nu se schimbă în interior, lucrurile vor rămâne mai departe la fel. Sau, din contră, se vor acutiza, se vor înrăutăți. Deci aceea, diferența fundamentală între ceea ce propune Hristos și ceea ce propune oricare alt profet secular sau politician, economist, altcineva, este că Isus provoacă omul să înceapă cu sine însuși procesul de rezolvare a problemelor lumii. De aici, din interior, de fapt. Și de aici, din interior, spune Isus, de aici pleacă toată problema care afectează și infectează întreaga lume. De aici, de fapt, este virusul acesta care se împărăște de la unul la altul și care îl face ca și pe celălalt să se să, să, să comporte într-o manieră asemănătoare. Mi-aduc aminte că într-o anuită ipostază, mai mult un polițist explica conducătorilor auto un lucru, un principiu foarte interesant. Spunea că să nu cumva, conducând să încurajeze violența la volan celor din jurul său prin modul în care el conduce și se manifestă, pentru că aceasta se transmite într-un anumit sens. Și e adevărat, când un conducător auto conduce haotic și are niște reacții foarte strani, parcă pe tine te influențează ca să răspunzi la fel și atunci e o reacție în lanț și alții fac la fel și se întâmplă după aceea fel de fel de nenorociri. Asta spune, în fapt, în esență Biblia. Prin exemplul tău, prin cuvintele tale, prin atitudinea ta, prin privirea ta, prin orice, mimica ta, expresia facială, tu încurajezi spre rău sau spre bine. Ori, asta a încercat să producă o asemenea revoluție morală, spirituală, care să transmită să se, să se, să se transmită de la unul la altul, exact cum te infectezi astăzi, foarte simplu, din cauza unui virus, tot așa, un fel de, în ghilimele, virus moral, spiritual, dar unul, dacă vreți să spunem, pozitiv, nu? Să infecteze pe alții și alții la rândul lor exponențial, până când lumea întreagă poate deveni nu o utopie, ci o realitate. Or, de fapt, asta spune Iisus Hristos și noi nu l-am crezut. Și nici până în nu-L credem pe Iisus pe cuvânt. Dar o să mai revenim acest, acest, asupra acestui uh, aspect uh, contagios al uh, exemplului suprem al lui Hristos, al crucii sale, și care ar fi trebuit să fie, de fapt, direcția în care trebuia să meargă uh, creștinii care aveau să vină la, uh, la credință. Dar acum revin la ceea ce am spus anterior. Uh, problema este următoarea. Da, religia poate să fie un narcotic paliativ și poate să-l ajute pe omul care este chinuit, oprimat într-un context pe care nu și l-a dorit, nu l-a căutat, s-a trezit în el, s-a născut într-un context defavorabil, nu are șanse să acceadă la mijloace mai bune de educație, de trai, de realizare de sine. Este poate chinuit la locul de muncă exploatat, poate că este, cum se spune aici, bulit la școală, poate că este, mă rog, agresat, fizic, acasă din cauza contextului în care a trăit și mă rog, relațiilor de defectuoase din familie. Sunt foarte multe suferințe reale în lumea noastră. Și acești oameni, unii dintre ei, găsesc cumva în religie acest narcotic paliativ, acest pansament al sufletului, al inimii. Pentru că nu găsesc nimic, nicio lică de speranță în jur. Și atunci se refugiază în religie. Și vreau să înțelegem acest lucru, nu trebuie să demonizăm religia. Da? Nu trebuie să demonizăm religia. Indiferent ce fel de uh, nuanțe are. Ce fel de substrat ideologic sau, să spun așa, ritual posedă fenomenul religios, nu trebuie demonizat. Sigur, au fost excese de-a lungul timpului și vor fi până la sfârșit excese. Dar pentru cei mai mulți oameni, pentru că aici vorbim de, când spun de excese, mă refer la uh, momente acestea de excepție, radicale, singulare. În general, oamenii Marea masă, nu sunt nici fanatici, nici radicali, nici nu trăiesc în excese. Pentru aceștia, religia este un opiu. Și nu le poți lua. Și să le oferi ce? Pentru că, în general, cei care vor să le ia acest uh, narcotic uh, paliativ, nu le oferă nimic în schimb. Doar îi lasă expuși, goi și nefericiți și oprimați, într-o lume ostilă. Nu le oferă nimic. Ei doar spun că vă, dăm, vă oferim adevărul, religia este o minciună, n-are rost să vă puneți baza. Bun, dar ce le oferi acestor oameni? Pentru că nu le oferi nici măcar adevărul, pentru că nimeni nu are adevărul. Asta este o altă iluzie, că cineva ar avea adevărul și dacă te expune adevărului, automat toate problemele tale vor fi rezolvate. Iisus care era adevărul, niciodată nu a procedat așa. Pentru că știa că nu poate să le ia la oameni ceva și să nu le pună ceva în schimb. De aceea Iisus când oferea ceva, oferea mai întâi ceva și după aceea omul singur își dea seama care este de fapt diferența. Asta făcea Hristos. Îți oferea ceva real și după aceea tu aveai să alegi rămân cu narcoticul meu și în cel mai departe să mă dozez, să o duc de pe zi pe alta sau accept soluția lui Hristos. Omul de la Betesda, Trăia și el cu un narcotic uh, uh, paliativ. Speranța că dacă ajungea primul în scăldătoare, se va vindeca. Și în fiecare zi se doza cu această speranță. Însă vine Iisus și spune, uite, ai o variantă. Dacă vrei mai departe să te dozezi cu această iluzie, ești binevenit, nu, nu, nu poți să te forțezi. Dar îți ofer o variantă reală, să te ridici, să-ți iei patul și să umbli, să fii pe picioarele tale. Nu va fi la fel ca înainte, va fi mai greu ca înainte, într-un anumit sens, dar vei fi liber. Asta spune fapt Hristos în esență pentru toți. Dar pe de altă parte, mai e o problemă aici. Cu orice fel de narcotic sunt efecte secundare. Așa că uh, religia, cum spunea, este un uh, suspin uh, al creaturii o primate. Este o inimă pentru o lume care nu are inimă și un pentru o lume care nu are suflet, dar pentru că acționează ca un narcotic, se întâmplă ceva. Pe de o parte te deconectează de realitate, pentru că e prea dură și nu poți să o suporți, atunci te deconectează, asta e scopul unui, oricărui narcotic, da? că este alcool, că este drog recreațional, orice fel de formă de narcotic, te deconectează de realitate. Dar mai face ceva, și aici, de fapt, este partea care te atrage, atenuează durerea. De ce credeți că oamenii se, se, cum să, se refugiază în alcool? Alcoolul nu este căutat datorită gustului. Până să vin la credință, am gustat și eu alcool doar așa de curiozitate. Niciodată nu m-a atras alcoolul. Mi s-a pot gustul ca fiind așa, neatrăgător, în cel mai fericit eh, exprimare, neatrăgător. Ba, pe de altă parte, repulsiv, dar creaba de tări, pe care niciodată nu le-am înțeles. Și nu le-am consumat, mai ales că eram sportiv, dar am gustat. Nu m-a atras. Însă am vorbit cu cei care consumau regulat, sistematic, adică erau sportivi în alcool, campioni național la alcool, acești oameni mi-au explicat mecanismul. Și este un mecanism, același mecanism ca a unei drog. Nu poți să te lași. Simți nevoia să te, te stimulezi cu o altă doză. De ce? Pentru că trebuie să recreezi, într-un fel sau altul, acel efect inițial pe care l-ai când ai gustat și ți-a dat o anumită stare de euforie și de deconectare. Și acum ești dezinhibat, te simți cumva că existi, că ești vizibil, că oamenii te recunosc, că nu mai ești acel om uh, timid care nu poate să sco scoată două vorbe. Acum, brusc, ești foarte vorbăreț, spui și prostii, e adevărat, dar mai spui și lucruri interesante și oamenii ascultă la ce spui tu, chiar dacă te disprețuiesc pentru că ești beat deja, ești băut, dar deodată ești vizibil și creează un anumit sentiment că nu ești chiar ultimul om. Asta durează exact durează efectul. S-a dus efectul, revii în această stare mizerabilă din care ai plecat. Și nu știi cum să scapi de ea decât prin luând o nouă doză. Și iar revii la efectul inițial. Însă aici apare problema, Problema este că a doua doză nu poate să fie exact ca a prima, ca să revii la efectul inițial, trebuie să fie puțin mai mare. Atunci mărești doza și mărești doza, însă apare motorul efect. Mărind doza, efectul inițial nu este mai puternic, ci este tot la fel. Și atunci nu faci decât mărind doza să revii doar la efectul inițial, fără ca să poți să sporești intensitatea acelui moment inițial. Așa că ai nevoie de doză mai mare pentru a obține același efect și ori de, câte, ori de cât de mult ai mări doza, efectul acela nu se mărește. Nu este mai mare euforie, mai mare deconectare, mai mare, eu știu, dezihibare decât poate prea, prea puțin sau ți, ți se oferă cumva impresia că este puțin mai mult ca înainte. Dar nu e mai mult ca înainte, doar cantitatea de doză consumată e mai mare. Nu neapărat efectul. Aici reacția chimică e identică, să știți, nu se face nimic mai mult. De aici, de fapt, ajungi la dependență din cauza acestei toleranțe. Ce înseamnă toleranță? Înseamnă că, practic, organismul tău, creierul, se obișnuiește cu doza aceea. Și are o toleranță. Și pentru ca să poți să ajungi la același efect inițial pe care l-ai căutat, trebuie să mărești doza. Dar mărind doza, ajungi la dependență. Și atunci intri într-o cerc din care vicios, din care nu mai poți să ieși. Veți întreba, care e legătura cu omul bogat? Pe care este legătura? Uh, omul bogat este dependent de o anumită doză, de anumită prescripție, de porunci, pentru că aici, așa cum e descris, el este, cum să spun eu, el este un căutător al poruncilor pentru a le împlini. Și atunci omul bogat este, de fapt, dependent de păzirea poruncilor, pentru că crezând că primește o nouă poruncă, va ajunge la același efect inițial pe care l-a avut atunci când el păzea, cum spune Scriptura, din de, de, de mic poruncile, le păzea, și atunci, cu siguranță, că el se simțea acum în, 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 în plinit cumva și satisfăcut și mulțumit cu performanța sa. Dar pentru ca să ajungă la... Acea, acel sentiment, acea certitudine că păzește poruncile, avea nevoie de o doză crescută. E, de această perspectivă, omul bogat este un drogat religios, iar Isus îl tratează ca atare, adică se poartă cu el ca cu un drogat. Foarte interesantă maniera lui Isus de a se raporta la acest om. Vine la Isus pentru o nouă doză. Doamne, mai dăm o poruncă. Eu mai dăm o poruncă. Pentru că ce am păzit eu până acum, simt că nu mă mai satisface. De aceea nici întrebarea la care caut răspuns, pardon, răspunsul la întrebarea mea, parcă nu mai simt că este același cum îl știam eu. Da, răspunsul clasic este păzește poruncile ca să intri în viață. Dar simt că parcă nu mai corespunde, simt că și-a pierdut efectul. S-a dus de deja efectul. Și atunci, mai vreau o poruncă, mai dăm o poruncă. Ce spune Iisus unui asemenea om care este un drogat religios, care depinde, care e dependent de porunci pentru ca să-și recreeze acel efect al certitudinii că este pe calea cea bună? Ce îi sugerează Isus? Isus îi spune așa. Dacă vrei cu adevărat să ești în starea aceasta și să intri în ghilimele, în nirvana, ai nevoie de doză maximă. Știu că sună nebunie ce spun acum, dar vorbim în termenii spirituali, nu mă refer la droguri, nu cumva, Doamne, vrește cineva să înțeleagă așa ceva. Nu, no, mă refer din punct de vedere spiritual. Iisus îi spune tânărului acestuia sau omului bogat că dacă vrea să recreeze starea aceea inițială și să rămână pe ea tot timpul, are nevoie de doză maximă. Dar bine, veți întreba, ce e doza maximă? Păi dar asta este concluzia logică a păzirii poruncilor. Ce spune Scriptura despre porunci? Dragostea este împlinirea poruncilor. Cum Iisus i-a citat omului bogat din partea a doua a legii, adică dragostea față de aproapele, atunci ultima poruncă, ca să fie doza finală, era aceasta. Dacă vrei să demonstrezi că îți iubești aproapele ca pe tine însuți, atunci, deci aia înseamnă împlinirea legii, atunci trebuie să vinzi ce ai și să dai la săraci, adică la aproapele tău. Și atunci înseamnă că ai împlinit legea. Este concluzia logică a împlinirii legii. După aceea nu mai ai ceva de făcut decât să vii după mine. Pentru că tu, practic, acum ai împlinit legea. Asta este asta doza, doza maximă. Și pentru fiecare există o asemenea poruncă, o doză maximă, prin care vei ajunge la concluzia că, făcând asta, ai împlinit legea. Pentru că, până la urmă, legea în ce constă? a iubi pe Dumnezeu ca pe tine, ca, cu toată inima ta și pe aproape tău ca pe tine însuți. Însă, întotdeauna, iubirea față de Dumnezeu se va demonstra prin iubirea față de aproapele. Adică n-ai cum să îl iubești pe Dumnezeu, ignorându-L pe aproapele. Și atunci Dumnezeu, practic, în esență, se uită la o singură poruncă, nu la două nu se uită la cum îl iubești tu pe el, pentru că este o chestie foarte abstractă, se uită doar la cum îl iubești tu pe aproapele tău. Și dacă l-ai pe aproapele tău, înseamnă că l-ai și pe el. Asta este formula biblică. Și Isus o demonstrează și Ioan o demonstrează în prima sa epistolă și așa mai departe. Sună simplu în teorie, e adevărat că în practic parcă e mai greu. Dar nu există altă direcție. Aia înseamnă păzirea poruncilor. Aia înseamnă păzirea legii. Omul refuză asta. Omul bogat refuză doza maximă, refuză concluzia logică, concluzia demersului său de o viață întreagă. Pentru că el s-a angajat de mic, din copilărie, să păzească legea, iar acum când se ajungă la capătul demersului, spune nu. Și m-am înnecat ca tare la mal, cum ar veni. Adică nu am mai mers mai departe. Aici m-am blocat. Pe cum să te blochezi aici, nu? Scopul este ca să ajungi la capăt. Pavel spune, trebuie să ajungem la ținta care ne-a fost pusă. Trebuie să încheiem alergarea. Nu poți doar să o începi și după aceea să o lași baltă. E, tânărul sau omul bogat se împiedică în această ultimă cerință. Și spune, pare rău, de aici încolo nu mai pot să merg. Dar de fapt, cu ce echivala refuzului? el de fapt refuza să intre în această realitate pe care Isus i-a pus-o în față. Iar omul bogat preferă mai degrabă drogul, adică acest narcotic paliativ, mai departe cu ritualurile de rigoare, cu teoriile de rigoare, cu anumite fapte bune, cu ce a fost învățat, în oferă, e adevărat, nu la fel de mult cum așteptam, aceea sentiment euforic uneori, alte ori de suferință, alte ori de deconectare de realitate, alte ori de chiar dezinhibare uneori, că mă simt într-o altă lume, dar mai bine decât să merg pe linia radicală indicată de Hristos. Uitați cum descrie Isaia această stare foarte interesantă. Toți aiurează, stau tolăniți, le place să doarmă, toți își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lor fără abatere. Veniți, zic ei, am să caut vin și ne vom băta cu băuturi tari. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. Ce înseamnă asta? Am această amorțeală, amețeală, somnolență, halucinație, comă religioasă, până la urmă este un fel de comă uh, religioasă în care zacem cu toții. Așa ne descrie Biblia pe toți, că zacem cu toții, că din creșteți și până în tălbi, totul este bolnav, Vezi Isaia că doar îl studiem în acest trimestru, și Pavel spune că toți au păcătuit și sunt slavă lui Dumnezeu, și cărătăcim cu toții ca niște oi, și sunt multe asemenea descrieri ale stării în care se află omul. Dar mai e ceva, starea aceasta cumva este mascată de uh, uh, religie. Adică, religia încearcă să îl facă pe om să simtă puțin mai bine decât este în realitate, dar de fapt nu face decât să aibă efectul unui narcotic, e adevărat paliativ, dar care nu rezolvă, niciun narcotic nu rezolvă problema omului, nu îl vindecă pe om. Îi atenuează durerea puțin, dar nu îl vindecă pe om. Vindecarea trebuie să aibă o altă direcție, o altă uh, traiectorie. Așa că mai apare o altă și ultimă problemă deocamdată pentru această seară, atunci când vorbim despre uh, uh, scopul sau, mă rog, uh, direcția în care merge religia la modul general. Paradoxal, religia obscurizează nu doar realitatea în ce privește cum ar trebui să ne vedem în oglindă și să ne recunoaștem ca atare, mai obscurizează ceva, uh, soluția. Adică, cu alte cuvinte, domne, care este soluția pentru omul alienat? Și religia în încercarea ei de a-l ajuta pe om ajunge până în punctul în care efectiv să ascundă fără să vrea. Domne, care este adevărata soluție pentru omul care se află în starea aceasta? Pentru că fără să vrea îi întreține mai departe condiția de alienat. Nu? Adică nu-l vindecă pe om. Arătați-mi o religie care vindecă omul. Indiferent cât de bun ar fi ea, cât de uh, in, bine intenționat ar fi, dar nici o religie nu poate să-l vindece pe om. Dar poate mai de, eventual îi întreține starea în care se află omul. Aici mi se pare mie partea foarte toxică a religiei. Vezi, Betesda, Nimeni nu le a vindecat la Betesda, dar mai de, le întreținea acea stare, acea condiție, acea iluzie, că dacă rămân mai departe în acel context, într-o zi poate se vor vindeca și ei. Cam așa și religia acționează. Chiar dacă are intenții bune, nu? chiar dacă, mă rog, îi adună aproape pe cei care suferă de aceeași probleme și le creează așa o imagine e, cumva interesantă idilică de ceea ce ar putea să fie dar în esență nu vindecă pe nimeni nici o religie nu vindecă pe nimeni că ajustează puțin comportamentul individului este posibil dar vindecarea aceea profundă interioară niciodată nu poate să o facă religia așa că Deocamdată îi întreține de condiția de alienat, și aici apare tragedia. nu lasă pe individ să meargă la cruce. Pentru că crucea, de fapt, este, este punctul culminant, e acolo trebuie să ajungă omul într-un final. Nu există drum care să ocolească crucea. Dar religia a creat un drum paralel cu crucea. Dar în mod normal, dacă vrei vindecare, dacă vrei uh, să devii om nou, dacă vrei să intri în Împărăția lui Dumnezeu, n-ai cum să elimini crucea, n-ai cum să eviți crucea. Deci trebuie să ajungi la cruce. De ce? Pentru că crucea reprezintă sfârșitul încercării omului de a mai mima evlavia. Acolo se sfârșește la cruce. Nu mai cum să mimezi această evlavie. După cum Hristos spune Pavel în Galaten este sfârșitul crucii, este sfârșitul legii, adică împlinirea legii în acest sens, la fel crucea este de fapt sfârșitul religiei. Și am putea spune, da, împlinirea religiei, adică religia te duce cumva, te arată direcția cât de cât, nu te poate ajuta mai mult, e un fel de indicator. Și toate religiile, de fel sau altul, conduce pe om în punctul în care spune, Doamne, dacă tu trebuie să te conectezi cumva cu divinitatea, de acolo vine soluția. Dar nu poate mai mult. E La cruce, în mod normal, se sfârșește religia. Pentru că nu mai are niciun fel de sens. Acolo s-a atins țintă dacă și-a propus cumva să-l conducă pe ei, individ la cruce. Dacă și-a propus altceva, atunci îl depătează total de cruce și creează o Evlavie alternativă evlavie care nu va fi recunoscută de Dumnezeu niciodată. Dar să presupunem că este o religie care îl îndreaptă cumva pe individ spre cruce. Vezi mișcarea lui Ioan Botezătoru și el însuși, el avea acest rol de a conduce pe individ spre Hristos. El era conștient că el nu are soluția. El a spus clar, eu nu sunt Mesia, E altul, va veni după mine și eu nu sunt vrei să-i să dezleg încălțămintele. El recunoaște acest lucru Ioan, dar Ioan a fost printre puținei care a recunoscut că nu are soluția. Întrebați orice religie astăzi și orice denominațiune din religia creștină, toate vă vor spune că ele au soluția. Că dacă ești membru acolo, că dacă practici anumite ritualuri, că dacă crezi anumite dogme, și dacă faci uh, aceste prescripții teologice în viața ta, atunci vei găsi eliberare. Nu. Singurul care îți dă eliberarea este Hristos. O spune clar. Așa că uh, religia fuge de cruce. Bine, a reușit să îmblânzească crucea, să o domesticească pentru că a uh, făcut-o ca un fetiș. A pus-o pe biserici, a pus-o în biserici, a pus-o la gâtul individului, dar adevărata cruce, principiul crucii, religia fuge de el, pentru că, de fapt, crucea, repet, înseamnă sfârșitul religiei. Și ce se întâmplă, de fapt, acolo? Și cu asta închei. Doar acolo, la cruce, frunzele, din Eden cad și omul rămâne gol. E, de aceea omul nu vrea să ajungă la cruce, pentru că nu vrea să rămâne gol, expus înaintea lui Dumnezeu și înaintea celorlalți, într-un anumit sens. Dar despre goliciunea aceasta, data viitoare vom vorbi. Până atunci să rămânem cu ideea centrală Zic, aș zice eu, da, religia este ca un narcotic paliativ. Îl ajută pe om în durerea lui, în oprimarea lui, în alienarea lui. Și pentru un timp, omul poate găsi aici ceva care să îi dea motiv să continue mai departe. Dar religia nu poate să fie o vindecare reală pentru om. Singura vindecare oferă Hristos. Și o oferă într-o manieră radicală. Ce se numește Crucea. Dar cu alte ocazii vom explora mai mult semnificația acestei vindecări. Până atunci vă spunem toate cele bune și ne vedem data viitoare.